în conformitate cu situația actuală, este 9/4 decembrie 2020, ați fost convocați pentru astăzi în ședință extraordinară. După cum ați luat la conștiință, pe ordinea de zi inițial a fost trecut doar un singur proiect de hotărâre, cel privind acordarea facilităților fiscale de anulare a accesorilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31/3/2020 inclusiv. Datorate bugetului local de comună au fost precum și aprobarea procedurii de anulare acestora. După ce s-au transmis materialele, s-au mai inițiat încă alte 3 proiecte de hotărâre. Proiectele de hotărâre și-au primit avizul Comisiei de Specialitate, prin urmare pot fi impuse în ordinea de zi. Acestea sunt, primul proiect este cel privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFNESA pentru garantarea avansului în cadrul proiectului Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Oițu, Județul Bacău. Cel de-al doilea e privind aprobarea solicitării prelungirii contractului de finanțare din 19/9/2017, încheiat între Comuna Oițu și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Oițu, Județul Bacău. Și astăzi a mai fost inițiat un proiect de hotărâre cel privind aprobarea bugetului Comunei Oițu pentru anul 2020 rectificat. În urmare, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi completat cu cele de proiecte de hotărâre. Sunt 12 consilieri, din cei 13 lipsești, nemotivat, doamna Scutar, doamna, domnul Mugureanu și domnul Vitiu Alexandru. Dacă sunt discuții la procesul verbal care v-a fost transmis, dacă nu supun aprobării, toată lumea, 12 voturi, da? Da. Prin urmare, dau cuvântul domnului președinte de ședință ale domnului Vacaru, bună seara. Trecem la primul proiect. Proiectul de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesorilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31/3/2020 inclusiv, datorate bugetului local al Comunului Oituz, precum și aprobarea procedurii de anulare a acestora. Avizul este favorabil din partea Comisiei. Dacă sunt ceva discuții? O, știm, proiectul e implementat din o oră jumătate. Nu este. Este în dezbatere. Problema este că mi se pare că termenul de pune a cererilor e cam scurt. Da. Deci aici scrie că de la data hotărârii Consiliului Local până pe 15 decembrie. Mi se pare foarte scurt. Este într-adevăr o ordonanță de urgență, cred că a fost dată undeva în primăvară, martie aprilie. Proiectul nu a fost implementat pe plan local. Și ținând cont de când am intrat pe data de dezbatere, că eram obligat să punem în dezbatere publică, s-a încadrat cu acest termen. De asta a fost și un singur proiect, era special pentru acest termen. Pentru că dacă nu, oamenii nu mai aveau această posibilitate. Proiectul a fost inițiat și datorită unor cereri venite din partea unor datornici, că sunt dispus să achite. Și atunci am zis că este păcat să dăm cu piciorul să recuperăm niște bani. Ei au obligația să plătească integral suma și sunt scutiți de penalități. Penalități. Într-un limbaj mai simplu. Chiar dacă a fost supus din patru publice, sunt persoane fizice care nu au cunoștință de așa ceva. Deci, ce măsură luați? Adică, eu consider că trebuie anunțat. Adică, trebuie să cunoască aceste facilități. Din ce știu, către persoanele juridice au fost comunicate adrese de informare, iar pentru persoane fizice s-au anunțat în biserici mai de mult și s-au pus și pe site, s-au promovat. Este și filmată ședința. Până la aprobare, noi am făcut demersul în acest sens să informăm lumea. Acum, cât a ajuns mesajul... Este dată, mă, 15 decembrie, nu puteți fi 25 sau... Da. Adică mă refer la faptul că dacă tot este această legislație, să profite toată lumea lui. Pentru că asta e motivația. Da. Și scopul nostru pentru care l-am inițiat. Da. Sperăm dacă vor mai fi posibilități
pe viitor, o să ne străduim să fie la, la tine. Mă sunt amintesc puțin? Nu. Supunem la vot, când vă putem loc. La tine, după tine, mai bine. Ducem la proiectul numărul 2. Rău de dorită privind aprobarea solicitării creditului scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, IFN-SA, pentru garantarea avansului în cadrul proiectului modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna lui Tuzi, județul Bacău. Aveți un veste favorabil? Da, știm despre ce problema. N-are discuție. Că dacă ne-am opune, pierdem finanțare și iar privind. Așa că trebuie să mergem tot înainte. Dacă nu se închidea stația de asfaltare și timpul permitea, aveau timp să... Da, dar aici am mai mult pe toate în mașină. Deja sunt 5 grade, cam... E că sunt de impuleare să las... Să se trece. Tot las să nu mai vedem bun. Dar trebuie de grabă la mână și o să facă în primăvară. Bine, ar fi putut să facă vara asta dacă era... Așa, bună trebuie să facă până iunie. Exact. Că nu vrea munci vara. Am muncit unul de două luni, s-a muncit. Sunt și aditivi pentru betoane, dacă chiar ar vrea să dar nu, pentru beton. El, asfalt este cum să pentru beton, asfalt. Dacă nu mai să îmi discute, să putem la vot. Cine este pentru? Ar fi de potrivă. Proiectul numărul 3. Proiectul trebuie privind aprobarea solicitării prelungirii contractului de finanțare din 19.9.2017, încheiat între Comuna Uituz și Agenția pentru Finanțarea Investitorilor Rurale pentru proiectul Modernizarea Rețelei de Drumuri în interes local în Comuna Uituz, județul Bacău. Ați venit favorabil? Să meargă din proiectul 2. Problema că aici firma consultare a lucrat un pic, pentru că au cerut prelungiri, iar în vară, când a fost timpul foarte bun pentru a lucra, pentru a sădă, au fost în concedii sau, mă rog. Nu, eu dar mai mai niște adresă că a fost și pandemie și... La noi acel prelungire, iar la Bogdănești, aceeași firmă, a lucrat. Până la un punct, că m-am plecat și de acolo. A lucrat, a lucrat de aproape toată vara, de prima. Că mergea, și pe ea. Până la alegea, a lucrat. Exact. Mai sunt discuții? Nu. Suprema văd. Cine e tot pentru? Împotriva suprema. Proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Uituz la anul 2020 rectificat. Proiectul este favorabil. Discuții, domnul primar? Domnul primar, deci să înțeleg că acel bani a fost prins în buget, din bugetul local, iar acum au venit bani de la guvern. Nu, nu. Au venit bani de la guvern cu destinație pentru persoane cu handicap. Scrie în acolo că a fost, această sumă a fost prins, prinsă din bugetul local. Da, și da, da, s-a repartizat. Și acum, datorită faptului că au venit bani de la guvern, acești bani au fost repartizați pe alte capitole. Da, dar nu acești bani s-au prevăzut bani la începutul anului, când s-a aprobat bugetul. Dar acum banii ăștia, 286.000, acolo au venit. Da, cu cei care au venit la guvern nu poți să-i pui la alt capitol. Da. Nu am luat bani, pentru că mai rămas. De acolo am luat și am putut aici, la capitol. Ah, uitați-i spuneți, astfel se retrage suma din veniturile proprii, da, de 286.000, de la finanțarea stentul personal, se va folosi pentru suplimentarea creditului la următoarele capitole. Și da, da, capitole. Da, și da, da, asta am spus. Da. Dar suma asta de venit general la guvern acum? 286.000, da. Da. Din câți bani care ne costă pentru... Costurile sunt destul de ridicate. Am făcut pe zile trecute un calcul, se ridică la 2.400.000 aproximativ pentru persoanele cu handicap. Astea sunt costurile. Sperăm să nu fie o povară atât de mare pe viitor pe bugetul local și... Depinde când îi dă guvernul, că aici e o marjă de 40 până 60%, nu știu cum, sau 90. Până 90.5.000 de lei. Acțiune economice piață, 15.000 de lei. Drumul și forul, 230.000 de lei, din care asigurarea materiale servicii pentru sezonul 10, 100.000 de lei. Pentru salubritate, 160.000 de lei și pentru finanțarea nomenclatorului stradar, 35.000 de lei. Au prins
bine, adică... Deci banii ce au fost la am prins pe luna octombrie? Da, prin deci octombrie și încercăm să facă aici în decembrie, da. Încercăm. Vedem și fac urmă mai bine. Top, o să vină de acum mai mare în decembrie, o să fie cu noi mult mai pe noiembrie a venit mai puțin față de octombrie, cu vreo 50 de tone, aproximativ. Dar acum, în decembrie, o să fie cam octombrie. Cel puțin. Deocamdată, cu suma asta de 106.000 lei, la stabilitate, se acoperă pe un lună. Deficitul care l-am avut? Pe o lună. Pe o lună. Pe octombrie, atât. Pe octombrie a venit factură de 132.000. Da. Și cât am încasat la octombrie? Nu știu, n-am întrebat. Oricum, octombrie sunt lună proastă încasare. Da, a fost și închisă primăria. Nu, noiembrie a fost închisă primăria, scuze. Am mai ce-o să revin după 20 și nu mai vrea să plătească. Da. Da, să spuneam la vă proiect. Cine este pentru? Toată lumea, probabil va ține nimeni. Avem și copul diverse sau luni v-am sunat. La margine de la transformator și până în banul aplicați, s-a turnat. Afară era minus 2 grade. Noaptea a nins și a fost și gele. Mă gândesc la calitatea acelui asfalt. După ce m-a sunat... Să nu aveți mai stat la primăvară, să nu mă culopat. După ce a sunat, da. Am primit pe domnul Pașcu de la investiții, a făcut constatarea, a făcut fotografii, a scos temperatura, punem la dosar. Din ce discuție am auzit, fiind vinder, nu ar fi o problemă la acesta. Dar ideea este în felul următor. În cazul în care la primăvară sunt probleme, avem dovezile, pentru că nu s-a făcut. Și aici trebuie să ținem cont pentru neavantajat să trebuie să stai garanții 5 ani de zile. Da, așa că... Da. Atunci, da, o să pună pe situația să din nou. Asta e viața. Cât a fost timpul? Nu s-a turnat? Și cum a fost prima zi cu temperatura sub minus? Așa s-a turnat, cum s-a turnat. Am fost zile trecute a doua zi, de fapt, am fost pe acolo și eu râdeam pentru că era porțiunea era fără zăpadă. Era cald. A fost cald acolo. Noaptea a fost gen. Și nu am fost, da, da, da. Am fost duminică pe vânul sărat. Ce s-a întâmplat cu domnul ăla? Că am luat la furtun. S-a lucrat. Când? Nu. Nu, nu, s-a lucrat. S-a lucrat. Da, cum e dat? Nu înțeleg, de unde am luat? Asta se fac o conducte. De unde am luat? Păi am schimbat o conducte de aproximativ 200 metri pentru apă. Și acolo unde s-a schimbat conducta sau intervenit cu utilaje, trec jeep-ul, cum bine știți, cu diferite. Aduc noroi de sus, noroi de la lucrări. Am fost, am curățat, acum urmează să pun. Dacă s-a curățat, aia e foarte bine. Și ce am început-o? Dacă știți, am început. S-a lucrat. Până la Cojocar am schimbat conducta. Vreau să de la Cojocar la deal ați schimbat conducta. De la Ciobotar. Da, de la Ciobotar. De la Costel Ciobotar. De la Ciobotar, exact. S-a pus până imediat, de acolo 200 de metri. Ce împrăștiați? Un balans de într-un sau piatră concasată? Piatră concasată. N-ar fi bine mâlul ăla întâi, las cu ceva din urmă. Da, s-a dat cu autogredă. S-a dat cu autogredă? Deci am pus piatră concasată pe drumul curățat. Foarte bine. Și este și microcompactat. Dar nu trebuie acum, dar nu s-a pe prea multă apă. Dar nu se putea cel până la urmă. Poți să lași oamenii aia pentru primăvară, așa? Nu, oamenii aia cum să-ți ferească, nu mută oameni din sadul. Dar trebuie să ieși cu mașina de curățat. Într-un forestier. Și acum ați venit acolo la apă sau s-au rezolvat partea? Nu mai sunt acolo. Acum nu mai sunt. Acolo, dacă nu s-a băgat la nisipi conducta aia și nu s-a băgat... Am băgat nisipi de sus și deasupra și matul după 20 de metri. Că trebuie să fie probleme cu tine. S-a pus nisipi și de deasupra și deasupra. Și a lucrat mai bine de o săptămână acolo. Cât până stratul de deasupra s-a? Păi, în funcție, zic, cum e cu minunul, băi, ți-au fost vreo 4 de vreo 10 centimetri. Păi, aia, oricum, până la primăvară, la intră... Și de ce? Deci, vă spun, la primăvară, până la primăvară, îl casează și-o costat un... Păi, foarte spune, că da, să-mi dărește. Da, poate mergeați. Sunt alte discuții, alte bărbări? Da, vreau să aduc puțin în discuție capra de anul acesta. Oamenii așteaptă ceva informații din partea noastră, să vedem dacă găsim ceva soluții. Domnul primar, aveți ceva informații? Așa cum am mai zis și altora, până pe 14 decembrie încă există stare de alertă. Așa.
ceea ce înseamnă restricții. Acum trebuie să vedem și ce se dă în continuare. Tot. Dacă se mai dă stare de alertă, poate mai scot din restricții, poate vor fi restricții mai severe. Mâine voi merge la prefectură pe altă problemă. O să aduc în discuție și acest subiect. Știu că lumea își dorește, sau o bună parte din populație își dorește să aibă parte de tradiția bine cunoscută. Trebuie să ne gândim și pe partea de cealaltă să fim responsabili. Trebuie găsită o cale de mijloc, astfel încât să fie și tradiția, dar în același timp să avem grijă și față de sănătatea a noastră, a tuturor, în primul rând, pentru că astăzi am avut o rată de incidență de 1,51, deci am scăzut. Măsurile care au fost luate acum două săptămâni cu piața, anunțurile în biserică, au fost bune și s-a redus la 1,51. De duminică, piața își va relua activitatea integral, pentru că, până la urmă, și acei comercianți trăiesc din această mică afacere. Sperăm să fie spre bine, ne dorim. O să purtăm discuții, aștept soluții și din partea celor care vor să organizeze, că, până la urmă, ei sunt principalii responsabili. Și dacă se poate, Doamne ferește, n-am nimic împotrivă. Și noi și ei. Și noi și ei. Ceea ce nu se știe, din ce am auzit, sunt multe cazuri în care oamenii sunt răciți, dar sunt și cu simptome specifice de COVID. Din păcate, acele persoane nu contactează medicul de familie, stau acasă. Dacă nu pot să contacteze medicul de familie și consideră că se pot trata, este până la urmă responsabilitatea lor, dar aș face apel să stea acasă. Adică, dacă tot nu vor să meargă, să rămână în izolare, să caute o persoană, sau dacă nu, să sune la primărie, dacă nu are pe cine să le asigurăm strictul necesar, pe banii lor, pe alimente, medicamente și alte lucruri, dar să rămână izolați la domiciliu. Eu cred că responsabilitatea cea mai mare va avea tot populația, pentru că se știe că la final de capră se adună jumătate din sat în urma caprei și acolo va fi efectul cel mai mare al... Bine, aici sunt alegeri, intră fiecare se... Aici nu cred că va fi o... Eu consider că obiceiurile se pot desfășura. Adică, fără să mai adune toată lumea la școală să-mi duci, dar se poate îmi place sat, nu cred că este un impediment pentru 10 băieți. Chiar dacă poți să mai vină aici la școală, cum? Chiar dacă poți să mai vină lumea aici la școală, în a treia zi nu poate să-i controlezi nimeni. Știți ce se întâmplă la a treia zi? Am discutat cu domnul Toma Constantin, primarul de la Germânești, și l-am întrebat el ce face. Și a zis că e în așteptare și el. Și că, domnule, sunt oameni de noștri și vreau să fie această tradiție. Exact. Dar sunt și eu în așteptare. Sunt și eu în așteptare. Sunt oameni care câștigă un ban. Se simt cei care au organizate cu urși și cu așa, ei câștigă un ban. Da, da, da. Câștigă un ban cu urși și acolo. Acolo sunt mai puțin. Să așteptăm 14-15 decembrie să vedem dacă se mai declară în continuare stare de alertă și cu ce măsuri. Și cu ce măsuri, cum pune prefectura, până la urmă, așa trebuie să facem,
Numai prefectura asta vine de la guvern, la guvern, ei dau o stare de alertă. Și în funcție de ce măsuri sunt acolo, ne adaptăm și noi pentru că... Nu avem ce face. Nu avem ce face. Altineva? Da. Doar viața închisă. Da. Domnul Sorescu, da.